Deși suntem, cred eu că suntem destul de antrenați, dar aproape ne-am pierdut din cauza birocrației și a schimbării legislative permanente la un program european și anume la programul APTE și COR. Aș vrea să rog pe domnul vicepreședinte Henning Laszlo să vă dea niște amănunte despre ceea ce am adoptat azi, un fel de descentralizare și de a porni posibilitatea autorităților locale ca de la 15 ianuarie să poată să beneficieze copiii școlari și preșcolari de acest program. Domnul vicepreședinte, te rog. Mulțumesc! După cum a zis și domnul președinte, am avut o birocrație atât de mare în această legislație. Încă din 2013 până în 2017 am avut un contract cadru care a expirat în 30 iunie 2017, ca ulterior să începem pentru un nou contract cadru, dar în 18 august 2017 a apărut hotărârea de guvern 13, care a abrogat absolut toată legislația existentă până în momentul de față. Având în vedere că a apărut această hotărâre de guvern, care evident nu s-a putut aplica în momentul respectiv, având în vedere că neexistând metodologii, documentație standardizate și așa mai departe, care în timp au apărut, a apărut pe 7 septembrie metodologia, pe 7 februarie 2018 documentația standardizată, ca ulterior, în 6 martie 2018, să apară legea 55, care modifică în fond hotărârea 13. Dar a adus și un beneficiu în fond că pot participa la acest proiect și consiliile locale. Evident că nu se mai numește programul Lapte și Cor, ci programul pentru școli a României. Prima licitație a Consiliului Județean, care am pornit-o în mai, a eșuat, având în vedere că nu a participat la Lapte niciun investitor. Am demarat a doua licitație, care, unde se pot depune proiecte, până pe 8 ianuarie 2019. Dar având în vedere, cum am spus, legea 55 permite și consiliilor locale să participe la acest proiect, azi am adoptat o hotărâre în care am împărțit sumele aferente primite pentru acest proiect consiliilor locale, adică 38 de consilii locale care au solicitat să participe la acest proiect. Ei pot să participe la acest proiect dacă mai apare o hotărâre 640 care dă posibilitatea metodologică de participare a consiliilor locale la proiectul respectiv. Ca să nu plecăm de la subiectul ăsta, da. A zis 38, care lipsesc? Cred că e mai simplu să ne ziceți. Lipsesc acele unități administrative teritoriale mari, de exemplu Sfântul Gheorghe, Târgu Secresc, având în vedere că ei trebuie să facă exact același tip de licitație ca și Consiliul Județean. Noi demarând deja licitația, înseamnă că licitația Consiliului Județean va fi mai rapidă decât a lor, deci acele consilii locale mai mici care au licitații mai simplificate și pot derula programul mult mai rapid. Mulțumesc. Cea mai mică localitate este Valea Mare și cea mai mare este Incursura Buzăului, de altfel. Și Vâlcele lipsește, pentru că tot așa Vâlcele are număr de copii și număr de bani mai ridicat decât acest tip de licitație. De altfel, această sumă descentralizată azi și predată către consiliile locale este o sumă de 1.264.000 de lei pentru trimestrul 2 al anului școlar 2018-2019.